China a anunțat primele măsuri concrete împotriva președintei Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi. Regimul comunist de la Beijing a renunțat un presupus amestec în afacerile interne ale Chinei și a anunțat că impune sancțiuni pe numele ei. Nancy Pelosi a devenit astfel cel mai înalt oficial american sancționat vreodată de China. În ciuda îngrijorărilor grave și a opoziției ferme a Chinei, președintele Camerei Reprezentanților, SUA, Nancy Pelosi, a insistat să viziteze regiunea Taiwan a Chinei. Aceasta constituie un amestec grav în afacerile interne ale Chinei, subminează grav suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei, calcă în picioare principiul o singură Chină și amenință grav pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan. Ca răspuns la provocarea flagrantă a lui Pelosi, China a decis să adopte sancțiuni împotriva lui Pelosi și a membrilor apropiați ai familiei ei, în conformitate cu legile relevante ale Republicii Populare Chineze, a precizat Ministerul de Externe al Chinei. Beijingul nu a anunțat exact și ce măsuri va aplica, însă în trecut altor oficiali sancționați li s-a interzis să desfășoare afaceri sau să intre în China, Hong Kong sau Macao. Nancy Pelosi a devenit astfel cel mai înalt oficial american sancționat vreodată de Beijing. China i-a mai aplicat sancțiuni și lui Mike Pompeo, fostul secretar de stat din timpul administrației Trump, însă acesta își părăsise deja funcția la momentul în care sancțiunile au fost impuse. Anunțul Chinei a venit la scurt timp după ce și Nancy Pelosi a transmis un avertisment Chinei. They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there. We will not allow them to isolate Taiwan. They are not doing our travel schedule. Vineri, China și-a continuat exercițiile militare din jurul Taiwanului, cele mai ample susținute vreodată. Forțele armate chineze au încercuit practic insula și au perturbat transportul aerian și naval din apele internaționale, după care a invocat dreptul internațional pentru a-și justifica acțiunile.